avea de pus la punct, avea de lucrat, avea, ce poate că am înțeles cumva, ceva mai mult, felul în care își câștiga. Respectul se câștigă, nimic mai adevărat. Dincolo de discuțiile pe care le-am avut și le avem în spațiu public despre egalitate, despre șanse egale, undeva e de lucrat, de gândit la nivel personal, la nivel mult mai intim, la nivel restrâns, datorită. Afirmăm și nu mă refer neapărat, eu știu, la un discurs golit de sensuri, ci o spunem apoi, trece discursul, trece evenimentul, trece sărbătoarea, trece și ne reîntoarcem la stereotipiile, la clișeele, la un anumit mod de a ne raporta, de a gândi la asta, că pentru la Corin și alta. Ei bine, înțelegeam, privindu-mi mama cum își câștiga, clipă cu clipă, centimetru cu centimetru, respectul, locul, statutul, cum devenea evident că priceperea, cunoașterea ei, felul de a se implica, de a se dărui, noi profesiuni abordate, noi, noi job, să spunem acum job, lucrurile pe care le avea de făcut, învățând cu oameni foarte, foarte, foarte bine, abia ieșiți de pe băncile facultății, învățând și ea, la rândul ei, cum are, ce are de făcut, impunând cu seminătate, cu demnitate, cu umor, de cele mai multe ori.